Scurt timp după ce s-a căsătorit religios cu Florin Pastramă, Brigitte a fost dată ca fiind însărcinată. Zvonurile au fost alimentate de faptul că cei doi soți au menționat de nenumărate ori că se grăbesc foarte tare să devină părinți. Ce a declarat Brigitte despre copil, ne spune colega mea Mihaela Torcea. Mihaela, te ascultăm. Bun găsit, Ramona, după ce în presă au apărut tot felul de zvonuri conform cărora Brigitte ar fi deja însărcinată, iată că doamna Pastramă iese și clarifică această situație. Ei bine, nu este însărcinată, cel puțin nu acum, dar urmează niște tratamente cu hormoni, tratamente din cauza cărora în ziua nunții avea puțină burtică și tot bruneta declară că în momentul în care va rămâne însărcinată, va face acest anunț și nu va ține sarcina secretă, asta pentru că atât ea, cât și Florin Pastramă își doresc foarte tare să devină părinți. Bine, nu sunt singurii care își doresc acest lucru, pentru că și cei din familia lui Florin Pastramă își doresc un moștenitor. Și dacă s-ar putea și Dumnezeu ar face o minune să fie și băiat, ar fi foarte bine. Ramona? Mihaela, îți mulțumesc pentru aceste informații.